Bună, prieteni! Multora nu le place sau nu le-a plăcut să meargă la școală sau la grădiniță, dar dacă te-ai duce la una dintre aceste instituții de învățământ, cu siguranță nu te-ai plictisi niciodată. Elevii care frecventează aceste instituții au câștigat probabil loteria educațională. Vă prezentăm câteva școli superbe unde copiii și-ar dori să meargă. Dar înainte de a începe, nu uitați să puneți like, să scriți un comentariu, să vă abonați și să apăsați clopoțelul ca să nu pierdeți nimic. Să începem! Gimnaziul Victor Rydberg. În școlile obișnuite, jocurile video sunt interzise. Dispozitivele de joc pot fi confiscate. Totuși există jocuri video educaționale, dar acestea sunt adesea mult mai plictisitoare decât cele obișnuite. De ce elevii ar trebui să joace jocuri educaționale atunci când pot trece în Minecraft? Părinții și profesorii le spun școlarilor să petreacă mai puțin timp jucând jocuri, de obicei ei pierd bătălia. Cu toate acestea, la gimnaziul Victor Rydberg din Stockholm, școlarii au voie să joace Minecraft. Acest lucru este chiar binevenit. Conducerea acestei școli a văzut beneficiile integrării Minecraft în orele școlare. Acest joc învață planificarea orașului și învață elevii cum să-și atingă obiectivele. Elevii acestei școli participă chiar la competiția anuală Orașul Viitorului, în care trebuie să-și prezinte propunerile privind îmbunătățirea viitorului. Minecraft învață elevii să construiască sisteme de alimentare cu apă și linii electrice. Dar cel mai important lucru, datorită acestui joc, elevii devin mai implicați în procesul educațional. Daiti. La sigur că ați sărit și voi prin băltoace. Dacă da, atunci probabil vă amintiți cum adulții vă spuneau în permanență să nu faceți asta. În multe școli, copiilor le este interzis să se joace afară, mai ales dacă este umed. Dar la școala Daiti, care este situată în orașul japonez Kumamoto, pentru copiii de școală există locuri speciale unde pot sări în băltoace după ploi puternice, deoarece jocul în bălți aici este binevenit. Arhitectorul școlii a construit o curte specială în aer liber, în care copiii pot juca diverse jocuri, inclusiv săriturile prin bălți după ploaie. Educatorii locali trebuie să fie creativi și să poată folosi diverse stiluri de predare înainte de începerea formării. Părinții trebuie să cumpere copiilor lor o masă personală și un scaun pentru ore. După absolvire, mobilierul cumpărat poate fi luat acasă. Poate pare ciudat, dar, pe de altă parte, mobilierul este în continuă schimbare, motiv pentru care instituția arată întotdeauna nouă. Ecole Maternelle Pejol. Pe strada Pejol, aflată în cartierul al 18-lea din Paris, există o clădire care a fost construită în anii 40. Până ca franceza firmă de arhitectură Palatre Leclerc a început să se ocupe de această clădire, această construcție avea mare nevoie de restaurare. Firma a transformat clădirea într-o grădiniță cu 4 săli de clasă, dar a lăsat temeliile clădirii nemodificate. Muncitorii au pictat clădirea adăugând elemente de artă publică și desenele diferitor personaje. Acest loc a devenit cea mai colorată instituție preșcolară din lume. Chiar și baia și toaleta sunt pictate, iar mobilierul la fel este extrem de neobișnuit. Acest loc, chiar și pentru cei mai capricioși copii, este perfect. Este un exemplu despre cum să se primească ceva uimitor, combinând istoria cu tehnologiile moderne. Următoarea școală este una plutitoare pe Makoko. În orașul Lagos, din Nigeria, există o comunitate sau o zonă de mahalale, Makoko, care se află pe apă. Aici, copiii au mare nevoie de resurse educaționale. În acest sens, compania NLE a creat un proiect numit Școala Plutitoare. Proiectul a fost creat pentru a răspunde nevoilor Makoko într-un mod ecologic, care a fost excelent pentru comunitate. În această școală cu 3 etaje și cu acoperișul triunghiular este chiar și un loc de joacă. Această construcție din lemn a fost proiectată pentru a absorbi apa de ploaie și energia solară pentru prelucrarea ulterioară. De aceea școala este autosuficientă. Acum școala plutitoare Makoko este o rază de speranță într-o comunitate slabă. Proiectarea școlii a fost folosită ulterior și în alte comunități similare. Compania NLE a primit numeroase premii pentru acest proiect. Din păcate, starea clădirii a început să se deterioreze din cauza furtunilor anuale, iar în iunie 2016 această școală plutitoare s-a prăbușit complet. Desigur, este fain că școala plutea, însă a trebuit să se proiecteze puțin mai bine.
Școala Hazelwood. În zilele noastre este foarte dificil să găsești o școală inovatoare în care se poate studia confortabil persoanele cu dizabilități. Școala Hazelwood a rezolvat foarte bine această problemă. Această școală situată în orașul scoțian Glasgow a fost construită special pentru elevii cu deficiențe ale motoricii, vederea și simțul atingerii. Relieful de pe pereții tactili îi ajută pe elevi să navigheze prin clădire și acest lucru face această școală și mai wow. Școala are de asemenea plăci alunecoase speciale pentru a facilita deplasarea elevilor cu deficiențe de vedere. În Hazelwood studiază și lucrează aproximativ 60 de oameni, iar vârsta elevilor variază între 3 și 19 ani. Întreaga școală este înconjurată de copaci și natură, astfel încât școlarii să nu se simtă ca și cum ar fi într-o instituție de învățământ. Această școală este răspunsul la rugăciunile părinților multor elevi și la standardul pentru școala viitorului. Atât, prieteni! Sperăm că acest filmuleț a fost unul informativ pentru voi. Nu uitați să puneți like și să vă abonați! Pe curând!